Înalta Curte a declarat neconstituțională modificarea la codul fiscal prin care Găgăuzia era obligată să restituie TVA-ul agenților economici din bugetul autonomiei și nu din cel național. Deputatul Pastradu Marian, unul dintre autorii proiectului, a declarat pentru Moldova 1 că a luat act de decizie și că în curând va fi elaborată o nouă lege în acest sens care să țintească un rezultat similar. Potrivit deciziei Curții Constituționale, în perioada cât legea a fost activă, 1 noiembrie 2023-22 februarie 2024, restituirea TVA pentru agenții economici din autonomie a fost efectuată din bugetul local. Se declară neconstituțional articolul 6, aliniat 11 din codul fiscal. 3. Până la o eventuală intervenție a Parlamentului, restituirea sumei taxei pe valoare adăugată și a accizelor achitate de către agenții economici din unitatea teritorială autonomă cu statut special se va realiza de la bugetul de stat. Pe toată durata ședinței, în fața sediului Curții Constituționale au fost prezenți mai mulți simpatizanți ai Partidului Socialiștilor și oameni aduși din autonomia găgăuză. După ce magistrații în alte curți au pronunțat decizia, aceștia au aplaudat și au scandat victorie. Autorii sesizării, deputații Blocului Comuniștilor și Socialiștilor și membrii Adunării Populare a Găgăuziei au salutat decizia Curții. Curtea Constituțională a hotărât soarta stabilității financiare a autonomiei noastre. Decizia de astăzi arată că sistemul juridic al Republicii Moldova nu a luat o decizie politică, a luat o decizie bazată exclusiv pe legile Republicii Moldova. Deputatul Pastradu Marian, unul dintre autorii proiectului, spune că va aștepta decizia motivată a curții, iar ulterior PAS va elabora un nou proiect de lege, dar care să aibă același rezultat. Până a aproba noi legea a fost așa. TVA-ul este încasat de autonomie găgăuză, TVA-ul de la agenții economici de pe loc, dar rambursarea către agenții economici se face de la bugetul de stat. Da? Acum, noi în lege am stabilit că TVA-ul se încasează la autonomie și toată autonomia îl restituie. Acum noi o să venim cu un proiect de lege nou care stabilim că și încasarea și returnarea în regiune se face de la bugetul de stat, așa cum e în principiu peste tot. Legea care prevede că Găgăuzia trebuie să ramburseze taxa pe valoare adăugată din bugetul local a fost adoptată de Parlament în octombrie 2023. Autorii legii, deputații PAS, spuneau că inițiativa urma să asigure respectarea principiului echității fiscale între localitățile țării. Proiectul a fost criticat de autoritățile de la Comrat, deoarece reducea veniturile la bugetul local. Decizia de astăzi a curții este definitivă și nu poate fi supusă niciunei căi de atac.